Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Pești. Haideți să facem etalarea pentru luna mai 2021, să vedem ce vă așteaptă în această lună ca și evenimente importante. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru cei care aveți ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith în Pești. Haideți să vedem. Evenimente importante pentru cei din Zodia Pești, luna mai 2021. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Pești ca și evenimente importante pentru luna mai 2021? La voi sunt foarte multe lacrime aici. Are loc o completare a unui capitol din viața voastră. Poate cu cineva din Taur, Fecioară, Capricorn, este foarte posibil. Poate ceva care a fost o pasiune de moment sau poate fi pe cineva pe care ați ales din instinct, din pasiune. Poate a fost ceva din punct de vedere financiar cu această carte. Poate fi o persoană mai în vârstă decât voi. Aici este ceva ce se termină. Avem instinct, perseverență și acceptare. Ok, aici acceptați că... Ok... A trebuit să se întâmple asta, a trebuit. Acceptați că așa a fost să fie. Deși văd păreri de rău, pentru câțiva dintre voi plângeți că se termină ceva cu cineva din trecut, pentru alții dintre voi cu o persoană cu care sunteți acum. Aici este vorba de o iluminare la voi, de o recuperare. Voi vreți să vă recuperați în urma unei încăpățânări pe care ați avut-o voi ca să vedeți adevărul că trebuia să vă echilibrați. Refuzați să vedeți niște aspecte ale vieții voastre la care voi trebuia să lucrați de foarte mult timp, iar acum cumva sunteți forțați din partea divinității să faceți aceste schimbări. E vorba despre faptul că poate mulți dintre voi a spus pres pe lucruri materiale, dar aici ceva se iluminează pentru voi. Și anume, cineva aici s-a izolat într-o situație sau cineva își dă seama că, de fapt, situația în care este nu îl face sau nu o face fericită, pentru că este vorba de o izolare. Cineva spune, n-am vrut să aud, n-am vrut să văd, am vrut doar să am lucrul ăsta, ok, deși nu mă face fericit sau fericită, este ca o fațadă, dar până la urmă divinitatea și luna, care va fi lună plină scorpion, este deja ok, din această seară, o să vă oblige să vedeți adevărul. Asta este. Că ați acționat din instinct și nu dintr-o dorință adevărată sau din dragoste adevărată. Dacă este vorba despre o situație de dragoste. Poate fi vorba și de o situație de familie sau o situație materială. Pești, mai 2021, clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești, luna mai 2021, clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești, luna mai. Voi manifestați o dorință de împăcare cu cineva din Zodia Leu, ori gemeni, ok? Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești, luna mai 2021. Da, ați respins foarte mult timp și ați așteptat să vă echilibrați. De la sine, dar nu s-a putut face lucrul ăsta, pentru că voi nu aveați echilibru în situația în care sunteți și cu cât ați așteptat mai mult, cu atât ați eșuat mai mult, pentru că situația în care sunteți nu avea cum să vă aducă echilibru atâta timp cât voi nu sunteți fericiți, este doar o aparență și ați refuzat să vedeți adevărul, iar recuperarea despre asta vorbește despre eremit și anume despre voi care trebuie să meditați și să găsiți răspunsul. Și răspunsul vine din partea divinității cu un final. Și anume, voi trebuie să puneți final la o situație în care sunteți și nu vă face fericiți și trebuie să vă recuperați, pentru că ceva vă îmbolnăvește.
Aici este vorba despre un nou început la voi, în dragoste, cu seriozitate, într-o situație care va avea și foarte multă pasiune. Și despre asta vă și iluminați voi. Că vreți să vă eliberați de un Taur, Fecioară, Capricorn, văd foarte mult. Capricorn, Săgetător aici, cine nu v-a echilibrat pe voi, din contră v-a dezechilibrat. Vreți să ieșiți, asta este iluminarea voastră, că vreți să ieșiți din situația asta, să fiți singuri, să puteți să fiți cu persoana pe care vă doriți. Vă iluminați că partea asta, așa nume, 8 de monede și diavolul, că voi investeați unde nu trebuie. Sau că lucrați pentru ceva, poate era vorba de un lucru material sau ceva material, ceea ce voi credeți că vă doriți când de fapt nu vă doreați lucrul ăla și nu vă făcea fericiți. Și este vorba de voi, da, voi sunteți. Și anume nu, exact, 2 de pentacule, 3 de pentacule, 9 de cupe, asul de cupe, asul de monede. Voi iubeați altceva și asta nu vă face fericiți. Cu asta jonglați, asta era moneda în care sunteți acum. Și anume, voi jonglați cu două situații. Voi vreați să fiți și fericiți, dar n-aveați cum în situația în care sunteți. Și la baza etalării avem așa. Voi părăsiți o persoană din vărsător, poate fi rac pe scorpion. Persoana asta va ținut legați. Este posibil să vă fi ținut legați prin lucruri oculte. Steaua cu 8 de săbi, să vă fi făcut un binding. Poate vă cunoașteți cu persoana asta de 10 luni, de mai mult timp, de 8 luni. Este o persoană care poate fi mai mică decât voi sau voi puteți să fiți mai mici de vârstă decât această persoană sau să aveți copii împreună sau să aveți copii din relații diferite, ok? Persoana asta este o persoană foarte rece. Gemeni, balanță, vărsător, rac pe scorpion. Mai văd? Și am mai văzut aici Taur, Fecioară, Capricorn, Capricorn foarte mult. Este o persoană foarte rece. Aici a fost vorba de o luptă cu voi. Orgolii, mândrii și așa mai departe, ceea ce v-a dus în această relație. Persoana asta este o persoană foarte crudă, deși afișează o aparență drăguță, este o fațadă. Voi plecați din această situație cu 8 de cupe și vă îndreptați către o persoană din leu. Avem lumea leu. Persoana asta poate avea leu. Care voi vă doriți o celebrare și o împăcare. Și vreau să văd și izolarea. La ultima carte, izolarea. Da, voi înțelegeți de ce stau eu în situația asta când eu de fapt îmi doresc un nou început, când eu de fapt plâng, când eu de fapt nu sunt fericit sau fericită, de ce mă complac în situația asta? 6 de săbi cu acest cavaler de monede. Plecați din situația aia, dar veți pleca foarte încet. Haideți să vedem. Noul început cu asul de cupe, 6 de monede. Noul început cu asul de cupe, 6 de monede. Noul început cu asul de cupe, 6 de monede pentru cei din zodia Pești. Am început. Asul de cupe și asul. Prea multe cărți, prea multe cărți. Deci, aici este vorba despre o situație în care voi vă îndreptați către persoana pe care o iubiți și vreți să vă cereți scuze sau vreți la și situația viceversa, ok? Vreți să aduceți egalitate și să vreți atenția acestei persoane în primul rând. Aici avem 6 de monede și justiția. Clar vreți să oferiți acestei persoane ceva curat și just, ceea ce n-ați putut să faceți în trecut, pentru că în trecut v-ați comportat ca și cavalerul de bâte, și anume v-ați explorat opțiunile, urmăriți această persoană, veți face mai multe oferte. Și aici este vorba despre părăsirea unei căsnicii sau unei relații în care sunteți acum. 3 de săbi, o a treia energie pe care voi ați ales-o și poate să fie o decepție, va rezulta din ea o decepție, veți manifesta un conflict și anume chiar
veți reproșa persoanei cu care sunteți acum că ați lăsat persoana iubită pentru așa ceva și că persoana asta v-a făcut asta. Vreau să văd persoana pe care vă doriți cu asta de cupe. Incredibil. Incredibil. Ok. Stați să mă concentrez. Dacă sunteți domni, că m-a dat peste cap puțin, avem regina de cupe, regina de bute și regina de săbii. Ori voi nu știți ce vreți, ori voi iubiți trei femei. Pentru că aici este vorba despre... Sunt trei femei. O persoană, am văzut mai devreme, din leu, o persoană din gemeni balanță vărsător și o persoană din rac pe scorpion. Ori este o singură persoană care are toate aceste lucruri, are și aer, are și apă și foc, deși nu cred. Dar cred că este vorba despre o decizie aici. Totuși mai întreb o dată. Ok, am înțeles asul de cupe, dar cu cine decide să rămâneți cu asul de monede? Cine decide să rămâneți cu asul de monede? Cu un leu. Ok. Da. Probabil că alea au fost relațiile voastre sau decizia pe care trebuie să o luați luna asta. Pentru că aici am roata și cu patru de săbii. Voi trebuie să vă recuperați. E vorba despre voi care trebuie să știți ce vreți. Pentru că am șapte de cupe și patru de bute. Poate ați crezut și ați căutat fericirea în mai multe direcții, neștiind ce vă doriți cu adevărat. Și aici cu asul de săbii, și anume claritatea, adevăr și faptul că vă dați seama, vă veți da seama că vă doriți să fiți cu un leu, deci regina de bute. Asta este oferta serioasă pe care o veți face. Și pe cine lăsați în urmă? Pe cine lăsați în urmă? Lăsați în urmă ce am văzut mai devreme, chiar dacă căzut regele și regina tot aia este, ok? Femeie sau bărbat. Lăsați în urmă pe cineva din gemeni în balanță vărsător. Pe cine lăsați în urmă voi? Pe cineva din taur balanță. Deci este balanță. Și aici avem. Vă decideți către o persoană din leu. Pe cine lăsați în urmă? Lăsați un berbec, un taur. Mulți dintre voi, în special dacă sunteți domni, ați trecut prin toate lucrurile astea pentru că voi n-aștept ce vreți. Și este posibil, fiți atenți, mulți dintre voi, pentru că ați căutat dragostea în direcții diferite și unde nu trebuia și așa mai departe și n-aștept ce vreți, veți pierde toate persoanele, dacă sunt trei, neștiind voi, dacă nu v-ați dat seama la timp pe cine doriți cu adevărat. Bun. Haideți să vedem. Pasul de săbici cu tere. Da, voi vă doriți pe cineva din leu. Voi cei din pești. Asta de săbici puterea. Dar va fi un turn aici. Nu prea îmi place ce văd. Deci, ca să înțelegeți, puteți să nu fiți voi. Poate să fie altcineva din zodia pești sau capricorn. Deși am mai văzut și la capricorn asta că aveți pești și inversul, ok? Poate să fie vorba de cineva din pește aici. Eu văd ceva urât aici. Ori turnul ăsta aduce dezlegare de toxicitate pe care voi ați avut-o de foarte mult timp sau dacă v-a făcut cineva în... în jurul vârstei de 15, 16,
26 de ani v-a făcut un binding în care voi să rămâneți agățați de persoana respectivă, turnul dezleagă acest lucru ca să puteți să fiți fericiți, ok? Sau poate persoana voastră era legată și nu putea să fiți împreună. Ori aici cineva din pești refuză să se refuză să dezlege dintr-o toxicitate și anume pot fi substanțe, vicii, sau trebuie să ducă o plată karmică mult și bine pentru ceva ce a făcut în trecut. Poate este o chestiune de destin. Dar o să fac clarificarea. Trebuie să le iau din nou. Ce dărâmă turnul aici? Ce dărâmă turnul? Pentru cei din zodia pești. A, este bine, deci dărâmă diavolul ăsta. Ce dărâmă turnul? Dărâmă încăpățânarea voastră, toxicitatea, agresivitatea, minciuna, inegalitatea. E vorba de un divorț aici. Ce dărâmă turnul? Legătura cu un părinte, tată, am văzut, berbec săgetător. O povară foarte mare pe care cineva din zodia pește o avea aici. Și să vedem. Da, persoana asta care vă doriți să fiți este leu. Dar între voi ar intervine regina de săbii. Pentru că am clarificat regina de bute și regele de cupe. Regina asta de săbii este o persoană cu care voi sunteți acum. Este cineva care poate să aibă, am spus mai devreme, și taur, fecioară, capricorn, gemeni, balanță, vărsător. Și îmi confirmă. Voi vă doriți să fiți persoana asta e mai în vârstă decât voi, regina asta de săbii, și este o femeie foarte rece. Și probabil că v-ați căsătorit cu această persoană sau ați promis o relație serioasă sau ați crezut că faceți o familie. Dar aici este un conflict foarte mare pentru că voi așteptați pe cineva din leu. Și atunci conflictul cel mai mare este că îi veți spune acestei persoane că nu este just, pentru că nu vă doriți această ofertă, nu vă mai doriți. Și aici este o situație în care voi, e vorba de spânzuratul, voi plângeți după trecut și voi plângeți după ceva ce ați făcut voi, după alegerea voastră. Deci e vorba de voi, oricum e o amețeală aici. Eu nu știu dacă va ajunge luna mai să vă echilibrați, eu cred că va ajunge. Să vă echilibrați, să vă doriți, să vedeți ce vă doriți de fapt. Și în ceea ce ține de viața voastră, de relații și așa mai departe. În orice caz, situația în care sunteți acum este una karmică și vreți să ieșiți din ea. Bun, atât am avut și pentru voi cei din Zodia Pești. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.